Dacă cele 66 de cărți ale Sfintelor Scripturi ar fi fost puse în ordine cronologică, atunci prima carte a Sfintelor Scripturi ar fi trebuit să fie cartea Iov. Și atunci Biblia n-ar mai începe cu, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ci Biblia ar începe așa. Era în țara uț un om cu numele de Iov. Și omul acesta era curat la suflet. Era neprihănit și se abătea de la rău. Era un om fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Asta ar însemna că primul mesaj pe care Dumnezeu ar vrea să-l transmită întregii umanități este că el și ea să caută un om care să-l creadă pe cuvânt. Un om neprihănit, un om care să se abată de la rău, un om care să umble cu Dumnezeu în fiecare zi, în așa fel încât să se laude Dumnezeu în fața iadului întreg și să spună, l-ai văzut pe robul meu Iov? Și pune numele tău l-ai văzut? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Ai văzut cât păcat, câte idolatrie e în țara Uți, Edom. Dar ai văzut că omul ăsta se ține tare în lui? Și cred că asta este cea mai mare chemare și cel mai mare vis al lui Dumnezeu în lumea asta cu noi. Să găsească oameni care, cu care să umble în lumea asta păcătoasă. Oameni pe care să ia la braț și în toate încercările, oamenii aceștia, să umble cu Dumnezeu până la sfârșitul vieții lor. În Sfânta Scriptură există 400 de oameni care au început să umble cu Dumnezeu. 400 de oameni care au avut un start în relația lor cu Dumnezeu. Dar dacă te uiți mai cu atenție, vei vedea că din 400 de oameni, doar 89 au sfârșit cu bine alergarea. Restul s-au pierdut pe drum. Multă vreme m a rugat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Am zis, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea, că am zis e mai bun sfârșitul decât începutul. Dar nu mă mai rog așa. Am zis, Doamne, nu vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Pentru că am găsit o rugăciune nouă legământ, în nou testament, mai bună decât asta din eclesiastru. Și Pavel zice așa, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea. A zis, Doamne, eu nu vreau, Doamne, să fiu așa de media 5. Nu vreau, Doamne, să se închidă ușa raiului așa după mine, mântuit ca prin foc. Am sfârșit cu bine. Ajuns să-i Nu. Doamne, când voi pleca din lumea asta, <coughs> vreau să mor cu motoarele pornite pentru tine. Vreau să mor pe val, Doamne. Să pot să spun ca Apostolul Pavel, m-a luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Mă așteaptă cu nuna neprihănirii. Asta este dorința lui Dumnezeu. Oameni care să sfârșească alergarea cu bucurie și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Știți, Există oameni în vârstă, cred că bine intenționați, care mi-au spus, frate Gabi, așa eram și eu în tinerețe. Te o vedea după 20 de ani. Te o vedea după 30 de ani. Că la început, știi, cu acordeonul în spate, pe zăpadă, așa, har. Dar după aia, zice, nu mai chiar așa. M-am uitat la un frate în vârstă. Știți că Biblia zice să nu mustricoați prime pe un bătrân. Și am zis, frate, să nu te superi. Dar dumneata contrazici pe față Sfânta Scriptură. Auzi câte mine, cum? Păi ce Biblia bătrânii, zice Biblia, trebuie să fie cum? Plin de suc și verzi în casa lui Dumnezeu. Cei ce se încrede în Domnul și noiesc puterea. Și ce fac? Ei zboară cum? Ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Și noi suntem transformați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Adică vrei să spui că după 30 de ani de pocăință, de umblare cu el, trebuie să fii mai slab sau mai tare? După 40 de ani de zile, frași și soră, în care Dumnezeu ne-a dat mii de mesaje să ascultăm și atâtea programe, nu ar trebui oare să fim de 40 de ori mai tare? Și Dumnezeu vrea să vadă bărbați și femei care să crească în relația lor cu Dumnezeu și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Enoch a fost un astfel de om. <coughs> la vârsta de 65 de ani, spune Biblia, i s-a născut un copil pe nume Metusala. Și se pare că omul acesta a avut o revelație din partea lui Dumnezeu, și Dumnezeu ar fi spus: "Enoch, vezi pe băiatul ăsta care îl țin în brațe. Când va muri Metusala, băiatul ăsta mă voi judeca cu lumea asta prin potop." Enoch nu știa, nu știa când va muri Metusala, dar cu de o frică sfântă, omul acela de la 65 de ani de zile până la 365 de ani, 300 de ani a început ce să facă, să umble cu Dumnezeu cuprins de frica asta sfântă, că Domnul va judeca lumea asta. Sigur că nu știa când va muri Metusala. Metusala a murit sigur mult mai târziu, dar nu știa, dar a ales ce să facă, să umble cu Dumnezeu. Și vreau să spun în această seară, indiferent cine ești, nu ești prea bătrân, nu ești prea tânăr să spui, Doamne, vreau să fie seara în care să aleg să umblu cu Tine, Doamne. Vreau, Doamne, Dumnezeule să mă decid pentru Isus Hristos, Doamne. Și vreau, Doamne, să imit viața lui Isus Hristos. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să imităm umblarea Lui Hristos pe ape. Dumnezeu mă cheamă să imit umblarea Lui Hristos pe uscat. Și în fiecare zi, ce să fac? Să umblu cu Iisus Hristos, slăvit și onorat să fie numele Domnului. Întotdeauna m-am mirat de aceste noi. Omul acesta, știm cu toții că n-avea biserică, n-avea pastor, n-avea Biblie, n-avea radiovoce Evangheliei. Omul acesta n-avea televiziuni creștine. Și cu toate astea, omul ăsta, 300 de ani de zile, 3 secole la rând, omul ăsta a umblat cu Dumnezeu. Și nu s-a plictisit. Noi să trăim de multe ori un fenomen ciudat. oameni care vin în biserică, oameni care se botează, după 3, 5, 7 ani de zile, nu mai vezi că o lasă mai ușor, devin la FF, vin numai seara, sâmbătă seara, stau pe Netflix sau stau pe rețele de o socializare, n-au chef să se trezească. E, oricum au din ce alege. Nu știu cum e la voi aici, dar la noi în Orade avem 50 de biserici evanghelice. Am spus unui frate, pastor, parcă suntem ca la un bufet suedez. Dacă vrei muzică worship, mergi la biserica aia. Dacă vrei muzică cu acordionul populară, mergi la biserica aia. Dacă vrei predică bună, mergi la biserica aia. Dacă vrei biserică gen club, asociație, așa cu cafele, cu nu știu ce, este și de asta. Deci nu ai motiv ca să, să, nu, să nu umbli cu Dumnezeu, să nu mergi să-L cauți pe Dumnezeu. Problema nu, -i, nu -i în exterior, problema știți unde? În interior. Oamenii se plictisesc repede. Oameni care au, au început să umble cu Dumnezeu și au dat în ei tot felul de boli spirituale și au lăsat-o mai ușor cu umblarea cu Dumnezeu. În această seară sunt aici să spun să ne întărim picioarele slăbănogite. Mâinile obosite și spunem, Doamne, vreau să umblu cu Tine în fiecare zi, lăudați să fie în numele Domnului. Binecuvântați să fie în numele Domnului. Și vreau să vă asigur de un lucru, frați și surori, Că omul ăsta, după 100 de ani de zile de umblare cu Dumnezeu, n-a fost spiritual tot acolo unde a început. După 200 de ani de zile de umblare, starea lui spirituală n-a fost tot acolo de unde a început. După 300 de ani de zile, omul ăsta era așa de aproape de Dumnezeu, încât Dumnezeu i-a zis, Eno, ești mai aproape de cer decât de pământ. Eno, hai acasă! Și Biblia spune că l-a răpit și n-a mai văzut moartea. Asta înseamnă că umblarea noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie o formalitate. Eu trebuie să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și Apostolul Pavel spune, asta e dorința mea cea mai mare, Filipeni 3 cu Dacă vreau ceva în lumea asta, nu vreau să plantez biserici, nu vreau să vindec bolnavi cel mai mult, dacă vreau ceva, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să fie o progresie în cunoașterea mea față de Dumnezeu. Hai să ne întrebăm astăzi, cum e umblarea mea cu Dumnezeu? Există o progresie Există durere pentru că nu mai ești ceea ce ai fost? Există o durere pentru că vezi că ți-a ți ți pierit pasiunea pentru Dumnezeu? Te doare când păcătuiești? Omul acesta a umblat cu Dumnezeu 300 de ani de zile. Și interesant, și nu s-a plictisit. În această seară suntem aici să spunem, Doamne, învață-ne să umblăm cu Tine, Doamne. Ajută-ne să umblăm cu Tine, Doamne. Nu ne lăsa să fim ca poporul Israel. 40 de ani de zile s-au învârtit după -un munte. Și Domnul zice, nu va să ce? Nu vreți să intrați odată în Canaan? 40 de ani de zile. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, spune Biblia, aveți nevoie tot, zice, de lăptiu. Tot de lăptiuc. Trebuia să fiți la doctorat spiritual. Trebuia să fiți oameni mari al lui Dumnezeu. Să fiți uriași al lui Dumnezeu, dacă aș putea să spun așa. După cât ne-o dat Dumnezeu. Dar zice, rămâneți parcă tot la lăptiuc acolo. Ce durere trebuie să aibă Dumnezeu? Să vadă oameni pe care îi hrănește an și an, an după an. Și oamenii ăștia pur și simplu se încăpățânează și nu vor să crească spiritual. Gândește-te, de exemplu, ca mamă, ca tată, nu? Să ai un copil care să vezi că nu se dezvolte. Nu ți se rupe inima? Dar gândește-te Dumnezeu, cum se simte Dumnezeu? Când Dumnezeu ne hrănește, ne hrănește și în loc să creștem spiritual în umblarea cu El, poate suntem tot acolo jos. Enoch este un om pe care îl iubesc și aștept să-l văd în ceruri. Un om model pentru mine. Un om care a umblat cu Dumnezeu trei secole la rând și nu s-a plictisit în umblarea lui cu Dumnezeu. Vei spune, frate, eu umblu cu Dumnezeu. nu știu, te strâști acolo, dar... Eu umblu cu Dumnezeu. Hai să vedem câteva teste prin care îmi dau seama dacă cineva umblă cu Dumnezeu sau nu. Biblia spune așa. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 6. Biblia spune așa. Cine zice că rămâne în el cu toții, trebuie ce să facă? Eu umblu cu Dumnezeu, da. Eu cred în Dumnezeu, da. Zice Biblia și dracii cred și ce fac? Să fioare. Mă credeți că România au o credință mult inferioară dracilor? Draci cred și tremură. Român în jură de Dumnezeu, de greu, de Maica Domnului și nu mai tremură. Cine zice că rămâne în el, trebuie să, facă, să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus Hristos? Pe păi cum a trăit Isus? Păi am opt Biblii pe cap de locuitor în România. Opt Biblii! Că așa se rugau frații în vârstă, Doamne, fă să cadă comunismul, să avem și noi Biblia aurită ca americanii, să fie de în piele, Doamne, să avem cu concordanță, cu hărți, cu explicație, așa mai departe. Și Dumnezeu a făcut să cadă comunismul și ne-a dat Dumnezeu opt Biblii pe cap de locuitor. Doamne, vreau să am așa Biblie, Doamne, de aia mică să se potrivească, Doamne, în gentuță, roză, albastră, să se potrivească cu tocurile, cu cravata. Ne-a dat Dumnezeu de toate, așa? -i? De toate mărimile! Și totuși parcă trăim într-o generație analfabetă din punct de vedere biblic. Cea mai mare dependență la ora actuală nu e de droguri sau de sex, cea mai mare, cea mai mare dependență este dependența de rețele de socializare. Oamenii nu mai stau cu cuvântul lui Dumnezeu, generația tânără nu mai stă cu cuvântul, nu mai are pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și zici, eu vreau să trăiesc ca Iisus Hristos, eu vreau să umblu. Păi ce trebuie să fac? Păi dacă am Biblia acasă, ce să fac? Să mă uit la viața lui Iisus. Ce a spus Isus despre poftă? Ce a spus Isus despre limbă? Ce a spus despre căsătorie? Ce a spus despre bani? Și ce să fac? Să imit viața lui Isus Hristos și să am o trăire și o umblare care să incorporeze comportamentul lui Dumnezeu în viața mea. Că altfel, degeaba spun, eu sunt pentecostal, eu sunt baptist, eu sunt ortodox. Să vă dau o veste bună. Dumnezeu nu e pentecostal. Dumnezeu nu e ortodox. Dumnezeu nu e baptist. Dumnezeu e sfânt. Și Biblia spune, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, spune Biblia. Așa că trebuie să mă uit la Dumnezeu să spun, Doamne, Fiul tău este oglindirea slavei tale. El te-a oglindit cel mai bine pe pământ. Doamne, vreau să-mi pun viața mea la picioarele lui și vreau să mă pun să citesc Sfânta Scriptură. Că n-am cum să umblu cu Isus Hristos dacă nu cunosc cine este și cum a trăit Isus Hristos. Doamne, ajute ne la lucrul acesta. La ora actuală, nu, dacă citești 9 minute pe zi, Timp de un an de zile citi Sfânta Scriptură. În lumea musulmană există 40 de milioane de musulmani care știu Coranul pe de rost. Deci dacă s-ar arde toate Coranele, la un simplu apel de seară, 40 de milioane ar veni să scrie Coranul. Cuvânt cu cuvânt. Și Coranul este aproape cât Noul Testament. Trăim astăzi o generație care nu mai are apetit pentru cuvânt. Generație care vrea mai mult conferințe, tabere și zbune și astea. Dar nimic nu poate să înlocuiască timpul tău de părtășie cu Dumnezeu. Să stai tu cu Domnul acolo în cămăruță, să închizi ușa după tine și să spui, Doamne, vreau să te cunosc, să fii alergic la păcat. Și mă rog ca Dumnezeu să pună noi o astfel de foame, lăuda să fie Domnul. Amin? Uitați un alt prin care știu că cineva umblă cu Dumnezeu. Biblia spune în Psalmul 25 cu 14 pe următorul lucru. Pretenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Nu, acum, cui oferă Dumnezeu brațul preteniei? Cui? Pretenia Domnului. Domnul umblă cu cine? Cu cei care se tem de El. Nu, întrebarea se pune. Te tem de Domnul? Când e singur în spatele ușilor închise, numai tu cu laptopul, umbli cu Dumnezeu. Sau intri pe site-uri murdare. Ai acea frică de Dumnezeu? Când e singur într-un hotel, e singur într-un aeroport, într -un aeroport, undeva unde nu te vede nimeni. Ai această frică de Dumnezeu? Mă vede Dumnezeu, mă! Pentru că umblarea cu Dumnezeu nu înseamnă plimbare. Plimbarea așa leau pe Dumnezeu din când în când. Doamne, hai la biserică, hai că e Crăciun, Paște, e o conferință, da, mergem cu Dumnezeu. Asta e plimbare din când în când. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă 365 de zile pe an șapte zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, n-ai concediu, n-ai vacanță, întotdeauna este o vocație pe viață, tu umbli cu Dumnezeu, ești al lui și când dormi, ești al lui Dumnezeu. Ești cu totul al lui Dumnezeu, n-ai nicio pauză. Știi că ochii lui Dumnezeu te văd și acea reverență sfântă față de un Dumnezeu care este sfânt, lăuda să fie numele Domnului. Te tem de Dumnezeu? te tem de Dumnezeu și că nu te vede nimeni? Domnul zice, nu, no, atunci ești candidatul meu cu care vreau să umblu aici, pe pământ, ca să poți apoi să stai la masă cu mine, slăvit și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Am. În limba ebraică, cum a fost scris Vechiul Testament, este o traducere mai apropiată și <coughs> spune așa, secretele lui Dumnezeu sunt descoperite celor care se tem de El. Noi avem pretenia Domnului. Secretele lui Dumnezeu sunt descoperite celor care se tem de Domnul. Ce înseamnă asta? Ai avut vreodată următoarea experiență? Să stai cu Cuvântul, să citești Biblia și ai citit versetul ăla de 100 de ori, dar dintr-o dată ai avut experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scriptura și ți-a luat inima foc? Și dintr-o dată ai văzut versetul ăla ca și cum l-ai văzut pentru prima dată și ai început să zici, wow, wow! <cătă> Ai avut o revelație, o descoperire pe text. Wow, ce fain! Și ai început să plângi, să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. De ce? Pentru că Dumnezeu descoperă secretele lui cui? Celor care se tem de el. Când stai cu cuvântul lui Dumnezeu și ai această experiență de Wow! Crezi că nici Martin Luther nu a descoperit asta, așa de bucuros ești. Bine, așa crezi tu. Dar cel puțin ți-o descoperit-o ție Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Știi ce înseamnă asta? Că Dumnezeu ți i prieten. Când ai un prieten apropiat, ce faci? Îi spui secretele, îi spui lucruri care nu le spui la nimeni. Deci, au, rămâne între noi. De deci, ce? E prietenul tău. La fel, când umbli cu Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu? Îți descoperă secretele lui, îți revelează, îți dă atmosferă în inima ta, în așa fel încât, pur și simplu, știi că e Domnul, slăvi și onora să fie în numele Domnului. Amin? Amin? Ai o astfel de experiență cu El? Când a fost ultima dată să te duci să citești Biblia și să zici, wow, ce mare ești tu, Doamne! Doamne, n-am văzut niciodată așa ceva, Doamne! Dacă în această seară ești aici și ești leneș față de Scripturi, în această seară să spui, Doamne, pune-mi mine pasiune pentru Scripturi. Ajută-mă să-L cunosc pe Iisus Hristos, Doamne! Ajută-mă să mă închin înaintea Lui, Doamne! Și ajută-mă să umblu cu Iisus Hristos în fiecare zi! Iartă-mă, Doamne, că m-am plimbat cu Tine, Doamne. Iartă-mă, Doamne, că am luat așa pocăință, așa ușuratic, Doamne. Iartă-mă, Doamne, eu zic, eu cred în Tine, Doamne. Dar eu mă uit la ce se uită lumea, mă îmbracă lumea, Doamne. Fac ce face lumea, Doamne. Doamne, iartă-mă, Doamne, vreau să iau un serios, Doamne. Vreau să fiu un divorț, Doamne, față de lumea asta, Doamne, păcătoasă. Și vreau să fiu cu totul și cu totul al Tău slăvit să fie în numele Domnului. Amin? Iată un alt prin care știu că cineva este cu adevărat sau nu. Un om care umblă cu Dumnezeu sau nu. Este următorul. Când păcătuiești, îți lecrimează ochii. Când păcătuiești, te doare. Și dacă nu te-a văzut nimeni, îți vine să te duci undeva într-o cameră să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit. Și am făcut ce este răul. Zidește în -mi mine o inimă curată. Pune în -mi mine, Doamne, un Duh nou și statornic. Ai milă de mine, păcătosul. Ai această, ai această remușcare divină din partea lui Dumnezeu? Dacă poți să trăiești în păcat, <coughs> dacă poți să trăiești în minciună, dacă poți să trăiești în ură, dacă poți să trăiești în pornografie, dacă poți și nu te doare și n-ai acel, -ai acel radar, Duhul Sfânt, care să te convingă de păcatul tău, seara asta puneți un semn de în întrebare. Sunt eu cu adevărat al lui Dumnezeu sau nu sunt? Doamne, nu vreau să mă înșel, Doamne, prin carismă care o am, prin rezultate. Pentru că Biblia spune, mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, parcă văd ce carismatici erau. N-am -am făcut noi numele Tău. N-am avut noi crezuri bune de Dumnezeu de la Nicea și de la Calcedon. Și crezuri bune și carismă. Dar ce Biblia, plecați de la mine voi care ați lucrat fără de legea. Doamne, n-am avut rezultate, nu s-au împlinit lucrările. În numele Tău am scos demon, Doamne. Plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Și îmi dau seama ce greșit este să-ți bazezi viața cu Dumnezeu pe rezultate, pe carismă și nu pe caracter. De fapt, carismă fără caracter e catastrofă. Carismă fără caracter e catastrofă. Și Dumnezeu ce vrea să facă? Dumnezeu nu vrea să jonglăm cu darurile noastre. Dumnezeu vrea să mă vadă neascuns că sunt omul ăla. Că atunci când am ofensat pe Dumnezeu, nu mă duc repede să fac lucrarea lui, ci îmi găsesc o cameră și spun, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Nu sună toți prorocii să facem zice Domnul. Sigur, credem în lucrarea asta, dar ce ai vrea să zică Domnul dacă ai păcătuit? Ce ai vrea să spună? Ascute sabia viteazule. Te ridic pe trei trepți, îți spun eu ce spune Domnul. Să cauți o cămăruță. Să spui, Doamne, am gafat, Doamne. Doamne, am vorbit ce nu trebuie. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, slăvit să fie numele Domnului. Un om care umblă cu Dumnezeu, îl ia pe Dumnezeu în serios. Un om care umblă cu Dumnezeu vrea să fie cum? Ca Domnul Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Mă fascinează modul în care seamănă acest om pe Isus Hristos. Uitați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 11. Evrei, capitolul 11, cu versetul 5. Biblia spune așa. Evrei, capitolul 11, cu versetul 5. Spune Biblia, prin credință a fost mutat în noh de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost, și n-a mai fost găsit. Ce înseamnă că n-a mai fost găsit? Și ce înseamnă? Înseamnă că oamenii ce-au făcut? Ce-au făcut? L-au căutat. Să ai așa o viață și așa un impact, ca atunci când pleci, când mori, oamenii să te caute. Să lași un gol în urma ta. Când intră fratele sau sora în biserică să zică, din reflex să uite și eu acolo stăte, eu ai parcă tot acolo, mă. Ce om era o ăla. Mă. Ce rugăciun făcea o ăla. Ce atmosferă spirituală transmitea. Cum știa să mă încurajeze, de ce mărturie. Să ai așa o viață încât oamenii să te caute. Să nu se poate spune la mormântarea ta, No, pe nu, pe morți nu-i vorbim de rău. O fost cum a fost. De multe ori când mă duc la mormântări, îl întreb pe păstor, cum a fost cel care a murit? Și îmi spune, o fost cum o fost, deci noi predicăm pe Iisus. Și îmi dau seama că mărturia acelui om a fost slabă. Mărturia lui Enoch a fost atât de puternică, încât după ce Dumnezeu l-a luat, omul ăsta a lăsat un gol în urma lui. Oamenii l-au căutat. Doamne, ce om a fost omul ăsta? Învață-mă, Doamne, să umblu cu tine, Doamne. Învață-ne să umblăm cu tine, să impactăm lumea asta prin Isus Hristos, în așa fel încât oamenii, oamenii să se întoarcă la tine. Oamenii, zice Biblia, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El, slăviți și onorați să fie Domnul. Biblia spune că omul ăsta, înainte de mutarea lui, în versetul 5, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Adică dacă ar fi să vorbim așa, pe epitaful mormântului lui, Dumnezeu Duhul Sfânt putea să spună așa, Enoch, plăcut lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că peste 100 de ani, nu va conta ce mașină ai condus, nu va conta ce casă ai avut, nu va conta câți bani ai strâns, peste 100 de ani va conta un singur lucru. Dacă Dumnezeu va putea să spună despre tine ce a spus despre Enoch, și anume, ei plăcut înaintea mea. Domnul omul ăsta a bătătorit pământul care i l-am dat. A respirat aerul meu. A făcut, a, a, a trăit pe pământul acesta. Dar omul ăsta mi-a fost plăcut înaintea mea. Asta face toți banii. Dacă Dumnezeu poate să spună despre noi, ce a spus despre Enoch? Enoch plăcut înaintea lui Dumnezeu. Spuneți-mi, cine a mai avut în Biblie mărturia asta că este plăcut înaintea lui Dumnezeu? Cine? De ce stare? Domnul Isus Hristos. Ce a spus Dumnezeu despre el? când era la 12 ani de zile acolo în templu. Luca 2 cu că Iisus Hristos creștea în statură, creștea în înțelepciune și era cum? Tot mai plăcut, Tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Spuneți-mi în apa botezului ce a mărturisit tatăl despre el. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Când te uiți la viața lui Enoch, îți dai seama că este parcă confundat ca mărturie cu viața lui Isus Hristos. Aceeași mărturie pe care a avut-o Isus Hristos, fiul meu în care îmi găsesc plăcerea, aceeași mărturie a avut-o cine? Enoch. Omul ăsta plăcut! mi a plăcut omul ăsta înaintea mea! Pentru asta trebuie să luptăm, frați și sorori, dragi prieteni care suntem aici. Oamenii să fie tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, pune în mine alergie sfântă la păcat, Doamne. Și învață-mă, Doamne, să umblu cu tine în fiecare zi. Lăudat să fie în numele Domnului. Amin? Când mă uit la viața lui Enoch, spun, domne, omul ăsta a ca mult, nu? 365 de ani. Dar când am uit mai atent în Sfânta Scriptură, îmi dau seama că Enoch n-a trăit așa de mult. Fiul său a trăit câți ani? 969. Adam cât a trăit? 930. Enoch, contemporanul, cu fiul său și cu alții din vremea lui, a trăit cât? 365. Deci cam tinerelul a luat Dumnezeu acasă. La 30 și ceva de ani, Domnul îi spune, în termenii noștri mă refer, Domnul îi spune, Enoch, hai acasă. Cine a mai trăit pe pământ 30 și ceva de ani? Cine? Domnul Iisus, Domnul Iisus Hristos. Omul ăsta trăiește aproximativ vârsta lui Iisus Hristos în termenii noștri și are aceeași mărturie pe care Fiul lui Dumnezeu a avut-o. Plăcut înaintea mea. Frați și surori, asta contează cel mai mult. Să poată să spună Dumnezeu despre noi, despre fiecare plăcut înaintea mea. Să nu poată să spună Dumnezeu despre noi cum a spus despre generația lui Noe. Deci îmi pare rău că i-am creat. Îmi pare rău că i-am creat. Și să spună Dumnezeu, omul ăsta m-a luat în serios. De aceea în seara asta a fost curat în viață. A fost curat în computer fă curat în garderobă, fă curat în inima ta și spune, Doamne, de vezi vreun Dumnezeu străin, Doamne. Doamne, astăzi vreau să-L îngrob, Doamne, și vreau, Doamne, să umblu cu Tine în fiecare zi, lăuda și onora să fie în numele Domnului. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Amin? Amin. Amin? Va spune cineva, bine, bine, frate Gabi, eu cred că Enoch putea să umble cu Dumnezeu pentru că nu era așa de ocupat. În vremea aia, ce putea să facă? Numai să cânte și să laude pe Domnul și să roage. Dar astăzi, frate, noi suntem așa de ocupați. Am ui luni, am ui sâmbătă. Chiar nu mai știu ce să fac. Nu mai am timp, parcă nici să respir. Unde acum eu să umblu cu Dumnezeu, să stau tot cu Biblia, cu rugăciunea? Asta o putut să umble pentru că n-avea atâta de lucru. Uitați ce zice Biblia. Haideți să vedem ce meserie avea acest Enoch. Iuda, versetul 14, Biblia spune așa. Și pentru ei a prorocit Enoch, zice stare, al șaptelea, patriarh. Ce slujbă avea Enoch? Patriarh. Ce înseamnă patriarh? Judecător peste cei din generația lui. Mult mai mult decât un primar. Vă imaginați că omul ăsta era așa numai cu oile? Nu, omul ăsta era patriarh un om responsabil de generația lui. Adică dacă mergeai la el la birou, în termenii noștri, parcă văd acolo numai așa dosare, dosare peste tot, dosare peste tot. Și cu toate astea omul ăsta a putut să spună trei secole la rând, Dumnezeu pe primul loc și apoi cariera. Dumnezeu pe primul loc și apoi locul de muncă. Și are să fim sinceri, frați și surori, pentru ce iubim ne facem timp. Când vrem ceva, domne, schimbăm agenda, ne dăm peste cap, de ce? Pentru că trebuie neapărat, iubim lucrul ăla. Când Dumnezeu este pe primul loc în viața noastră, o să ai timp de Dumnezeu. Te scol mai devreme, te cuși mai târziu. Nu dai ațipire ploapelor tale până nu găsește Hristos un loc acolo, în inima ta. Și de asta astăzi Dumnezeu ne cheamă să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Cum? Cu toată inima ta, doi. Cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Să-ți iubești mai mult cariera, să-ți iubești mai mult jobul, să iubești mai mult tractoare și mașini, să iubești mai mult facultatea și rezultatele și pe Dumnezeu așa, locul 2, locul 8 și când ai timp îți mai faci timp pentru El. Nu, zice Biblia. Omul ăsta era mai ocupat ca mulți dintre noi și cu toate astea a spus 300 de ani fără încetare, Domnul pe primul loc și apoi locul de muncă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea nu spune, știi, frate, așa-s vremurile, acum e mai greu. Cred că dacă aș avea așa o, o cabană undeva la un munte, un munte și aș avea așa o, un venit de 3000 de euro, da? Cred că aș putea să stau numai să citesc și să mă rog din Biblie și aș putea să stau numai cu Domnul. Dar, frate, eu nu pot. Ascultați-mă ce vă spun. Adam și Eva au fost în locul cel mai perfect, în care nu exista păcat, așa -i? În Eden, era în cel mai bun mediu în care putea să-L cunoască pe Dumnezeu. Și totuși, ei au ales să păcătuiască și au căzut nu datorită, nu datorită contextului exterior, ci datorită faptului că au cedat, datorită interiorului. Tu poți să treci ca un Eden, dar știți unde e problema? Știți unde e problema? Aici, în inimă. Și spun, Doamne, dă-ne o gelozie sfântă pentru numele Tău, Doamne. Îmbracă-ne, Doamne, cu Duhul Tău cel sfânt în așa fel încât, Doamne, să putem să căutăm fața Ta, Doamne. Ajută-ne să îngropăm orice scuză, Doamne, și să putem spune ca și Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig, slăviți și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Amin. Vă spune cineva, frate, bine, bine, dar eu am copii. Și când ai copii, poate așa mai mult, e mai greu să umbli cu Dumnezeu. Hai să vedem câți copii a avut Enoch. <coughs> Biblia spune așa, Genesa capitolul 5, versetul 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe 1, Metusala, un copil. După nașterea lui Metusala, Enoch, spune Biblia, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu și a născut fii, deci Metusala, fii, minim 2 și fiice. Deci câți copii avea? Minim. cât cu metusala fi fiice cam cinci. Minim. Minim. Deci ăsta era și un familist convins. Și vreau să vă spun că poți să ai copii mulți când îl iubești pe Dumnezeu să faci timp pentru el. Enoch, omul ăsta, a avut minim cinci copii și apropo, în vremea aceea chiar se credeau că copiii sunt o binecuvântare. Astăzi, copiii ne cam încurcă în carieră crede mai mult în psihologie. Știi, frate, 3, 4, 5 ani de zile stai să investesc în mine și în soțul meu, să mergem prin Dubai și apoi să vedem să avem bani, să cumpărăm așa un apartament, măcar jumate și apoi să vedem cu locul de muncă și apoi să vină un copil, casă cu 10 camere și maxim un copil. O generație atât de egoistă. Și ala, la ala, pune bonă dacă se poate. Eu nu cred în bonie. Am șase prunci, dar eu nu cred în bonie. Pentru că până la urmă copiii ajung să se pe bonă, ajung să iubească pe bonă mai mult. Că mama e carieristă, da? N-are timp pentru prunci, n-are business-ul pe primul loc. Pruncii nu sunt importanți, domne. Totul e aici pentru noi. Totul e pentru noi. Copiii, zice Biblia, sunt o binecuvântare de la Domnul, așa -i? Și vreau să spun ceva, cea mai înaltă chemare pentru o femeie, după mântuire, să fie mamă. Directoriță mai poate fi oricine în locul tău. Stai liniștit, dacă ți-i dă afară, 100 sunt în locul tău. orice, 100. Dar prung, dar mamă la prunci tăi, numai tu poți să fii. Amin? Noi trăim astâta, așa noi, să urcăm noi. Femeile parcă se masculinizează. Bărbații parcă se efeminizează. Iată-l pe acest enoh, care este un om puternic al lui Dumnezeu. Un familist convins. Un om cu un loc de muncă foarte solicitant. Și cu toate astea, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Frași și surori, dragi prieteni care suntem aici, aceasta este cea mai înaltă chemare a lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Hristos să fie pe primul loc în viața noastră. Să putem să spunem, pentru mine a trăi este Hristos. Și, Doamne, iartă-ne ori de câte ori, Doamne, numai ne-am plimbat cu Tine, Doamne. Vrem, Doamne, Dumnezeule să fie un start în relația noastră cu Tine și să umblăm cu Tine în fiecare zi, slăvi să fie numele Domnului. Amin? Vă spune cineva, bine, bine, frate, Gabi, dar hai să spun ceva. <coughs> În vremea aia, cred că nu exista atâta răutate. Astăzi sunt atâta răutate, atâta teroriz, război, acela graniță. Uite-te la știri la, la, de la ora 5. Nu se poate, frate. Atunci era mai ușor. Dar astăzi, îți prea răi oameni, azi e mai greu să trăiești. Hai să vedem cum erau oamenii pe vremea lui Enoch. Iuda, versetul 14 și versetul 15. Biblia spune așa. Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriar, deci era și proroc pe deasupra. Când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinței săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui, acești păcătoși nelegiuiți. Zici deci că erau români. Cuvinte de ocar împotriva lui Dumnezeu. Spuneți-mi, există popor să înjure mai spurcat de Dumnezeu, de Maica Domnului, de grâu, de soare și de alte lucruri mizerabile. I-am bătut și pe unguri, i-am bătut și pe italieni. Nu există cineva să înjure mai mizerabil de Dumnezeu. Cum înjură românul? Cum erau oamenii din vremea lui? Cum erau? Oh, toți erau cu corul, cu finis, ce faine, nou, tu poți să umbli cu Dumnezeu. Nu, era o generație spurcată, o generație violentă, verbal și nu numai. Și și Biblia că omul ăsta când a văzut că onoarea lui Dumnezeu a fost terfelită, s-a ridicat împotriva lor și a vorbit despre o judecată, că Dumnezeu va judeca lumea asta, va judeca generația asta. Și a început să apere onoarea lui Dumnezeu. Caută Dumnezeu și astăzi bărbați și femei care să apere onoarea lui Dumnezeu Că numele Lui Dumnezeu e terfelit să vezi oameni ca Elie și să spună, să spună, haideți la o confruntare. Că găsește Dumnezeu oameni care să strălucească pentru Dumnezeu. E nou ăsta. Când a văzut că numele Lui Dumnezeu e terfelit, știți ce a făcut? A început să apere onoarea Lui Dumnezeu. Nu spune că asta e mai greu. uite te la e nou. uite te la e nou. Omul acesta, într-o lume stricată și întunecată, a strălucit pentru Dumnezeu. În seara asta spune, Doamne, Indiferent unde mai pus la locul de muncă, Doamne. Oriunde mai pus, Doamne, fă-mă să strălucesc pentru tine, Doamne. Dacă ești aici familie, so soție, spune, Doamne, ajută-mă să las urme plăcute în spatele copiilor mei, Doamne. Doamne, copiii mei să-și dorească să când îți mar să zică, vreau să am o soție ca și mama. Fata să spună, vreau să am un sos ca și tata. Oameni care să umble alături de Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Vă aduceți aminte de Simon din Cirena? Omul acela care spune Biblia a luat crucea lui Hristos, și spune Biblia că în timp ce mergea cu crucea lui Hristos, Duh Sfânt face o subliniere și spune acolo așa, că Simon din Cererea avea doi băieți, pe nume, pe nume, Ruf și Alexandru, dacă nu mă înșel. Și Biblia spune așa, că sub privirile copiilor săi, ce a făcut? Omul ăsta a dus crucea lui Hristos și a dus-o până unde? Până la capăt. Mă gândesc când a venit Marea Trezire în Ierusalim. Și toți erau cu Isus, Isus, Isus. Mă gândesc cum copiii ăștia aveau acea mândrie sfântă, aia bună. E adevărat, Isus, dar tata meu a dus crucea și a dus-o până la capăt. Le spun asta celor care se căstoresc. Și mă uit la mireasă și zic, uite-te la soțul tău. Zic, uite-te la el. Cum a putut, cum nu a putut, o a dus crucea până la altar? Păi, o a dus-o, mă. De azi încolo, trebuie să pui și tu umărul de cealaltă parte a crucii. Și amândoi să duceți crucea lui Hristos nu 10 ani, nu 20 de ani, și până la capăt. În așa fel încât pruncii voștri, cum eu o chema să pot să spună Tata au fost omul lui Dumnezeu, vreau să fiu ca tata când e mare. Fata să spune vreau să am un sos ca tata. Băiatul să spune vreau să am o soție ca și mama. Oameni care au umblat cu Dumnezeu, oriunde i-a pus Dumnezeu pe hartă numele lumea asta, oamenii ăștia să umble cu Dumnezeu în fiecare zi, slăvi să fie în numele Domnului. În această seară, fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă văd că mă plim cu Dumnezeu, seara asta să spui, Doamne, învață-mă să umblu cu tine în fiecare zi. Doamne Dumnezeule, de vezi că viața mea, Doamne, a început să slăbească, Doamne. Vezi, Doamne Dumnezeule, inima mea și sufletul meu în această zi. Învață-mă, Doamne, să umblu cu tine în fiecare zi. Lăudați să fie numele Domnului. Enoch, omul ăsta, l-a luat pe Dumnezeu în serios. Și Dumnezeu caută astăzi bărbați, gen Martin Luther, nu? Te uiți și citești viața reformatorilor trezirile spirituale, biografiile oamenilor Dumnezeu. Când te uiți la puritan, oamenii aceia care au zis, vrem să fim puri pentru Dumnezeu. Și au spus, în frigider nu intră băutura asta alcoolică, în frigider nu intră lucrul ăsta, hainele mele vor fi haine de Dumnezeu, ca lui Hristos. Oamenii aceștia ce au făcut? Au revoluționat Anglia. De ce? Pentru că au ales să umble cu Dumnezeu în fiecare zi. Vă chem în această zi să venim înaintea lui Hristos să spunem, Doamne, cercetează-mă, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne și de sunt pe o cale rea, pune picioarele pe care avești nici Doamne. Doamne Dumnezeule, întărește picioarele mele slăbănogite. Doamne, mâinile mele obosite, Doamne, ajută-mă să croiesc cărări drepte cu picioarele mele. Vreau, Doamne, ca cei care vin în spatele meu, Doamne, să nu se abată, Doamne, ci vreau să croiesc, Doamne, o cărare dreaptă. Dacă în această seară ești aici și spui, frate Gabi, eu cred că sunt faliment. Eu, eu nu știu dacă eu nu știu dacă am umblat cu Dumnezeu. Poate ești aici și spui, eu cred că nu m-am plimbat cu Dumnezeu. N-am umblat cu Dumnezeu. În seara asta să vii să spui, ca și, ca și vameșul acela. Doamne, ai milă de mine păcătosul. Doamne, ridică-mă Tu, Doamne. Doamne, spală-mă cu sângele Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne, vreau, Doamne, să pun stop păcatului din viața mea și vreau Hristos să strălucească. Slăvi și onora să fie Domnul. Am auzit despre un mare interlop care a făcut mari boacăne și omul acesta a auzit că există un avocat foarte puternic care, care nu exista caz pe care să nu-l poate rezolva. Indiferent cât de grozav era. Secretul acelui avocat era următorul. Și anume, se spui tot ce ai făcut. Și istoria spune că a venit, a venit acel interlop la avocat și știindu-i secretul, a început să mărturisească tot, tot ce a făcut. Și omul nostru s-a uitat la interlop, s-a uitat la el și a, a început să plângă și să-i spună îmi pare rău. Ai venit prea târziu. Eu deja am fost ridicat la rangul de judecător. Și după ce am auzit tot ce ai făcut, nu mai rămâne nimic decât în sala de judecată să te condamn. Ai venit prea târziu. Eu deja sunt judecător. Morala este următoare. În seara aceasta, Hristos nu este judecătorul tău. Hristos este apărătorul tău. Hristos este cel care este apărătorul, paracletosul, este cel, este cel care ne apără înaintea Tatălui. Și în seara asta să vii înaintea Domnului și să n-ai niciun secret. Să vii să spui Doamne, astea sunt lucruri care mi-au îngreunat mersul meu pe cale, Doamne. În alergarea care îmi stătea înainte, Doamne, asta e greutate, Doamne. Asta e păcatul meu. Vin înaintea Ta, Doamne. Îl mărturisesc, Doamne. Și cred că sângele Tău, Doamne, mă poate curăți de orice păcat. Să vii la crucea lui Hristos Acolo unde Dumnezeu a acumulat toată veșnicia iadului în cele șase ore a lui Hristos pe cruce. Să vii să spui, să mulțumesc Iisuse că ai plătit pedeapsa iadului, ai plătit-o la cruce pentru mine. Și cred că în sângele tău, Doamne, există iertare de păcate. Să spui, Doamne, curățește-mă și spală-mă Doamne. Și spun pe baza Sfintelor Scripturi că dacă vii și smărturisești păcatul, sângele Domnului te poate curăți de orice păcat. Și nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți singurul păcat care Dumnezeu nu ți-l poate ierta este păcatul care nu-l mărturisești. Păcatul ăla care l ascunzi înaintea lui. Dar dacă vei cădea cu fața la pământ, e nou la 65 de ani de zile, a hotărât să se pocăiască. Indiferent câți ți -a ne ai să spui, Doamne, vin cu păcatul meu, mă doare de păcatul meu. Dacă aș muri acum, m-aș duce în ea, Doamne. O, oh, lumea se uită și zice, o, oh, cu tare, cu tare, cu tare. Doamne, însă tu știi. Tu știi bubaia de sub braț, Doamne. Tu știi buba aia din tal pe care nu știe nimeni? Nu mai eu cu tine, Doamne. Dacă mor, Doamne, eu mă duc în ea, Doamne. În seara asta să spui, Doamne, Alex, să umblu cu tine. Și vin la crucea ta, vin la Isus Hristos, marele avocat, apărătorul meu care a murit pentru mine. Iartă-mă, Doamne, de orice păcat. Curățește-mă, umple-mă cu Duhul Sfânt. Scoate-mă din starea asta de mocirluță călduță în care am căzut, Doamne. Scoate-mă, Doamne, din starea asta la odiceană, Doamne. Iartă-mă că m-am lumificat, am devenit ca lumea și mi-am pus o insignă, Doamne. Dar, Doamne, tu vezi la meu curățește-mă. Aceasta este criza în bisericii noastre. Criza nu e de predicator, nici de cântăreț. Criza este de integritate. Oameni care să vină real înaintea lui Dumnezeu. Să spui, m-am săturat, Doamne. Prea mulți ani, Doamne, m-am săturat. Vin, Doamne, și vreau să umblu cu Isus Hristos. Indiferent cine ești, indiferent ce religie ai, trebuie să fie un punct de stop în viața ta, să spui, Doamne, Dumnezeule, aleg, Doamne, să mă pochesc înaintea ta. Chiar dacă nu știe nimeni păcatul tău. Să vii să-l mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Să nu-ți-l pudrezi să nu-l ascunzi. Când ești mânios, nu spune, eu sunt coleric. Dar altul când e mânios, are drag. Când ești lacom, eu, eu nu sunt lacom, eu măresc venitul, dar altul îi lacom. Să vii să spui, Doamne, ăsta e păcatul meu. Nu-l mai ascund, Doamne. Eu nu pot umbla, Doamne, în halul ăsta cu Tine, Doamne. Vreau, Doamne, să mă predau, Doamne, cu totul înaintea Ta. Când a fost ultima rată? Când ai avut un astfel de moment? În care să lași totul deoparte, să scoți totul din priză și să mergi să ai așa luptă cu Dumnezeu. Îți recomand să-ți o cameră la hotel. Două, trei zile, numai tu cu Dumnezeu, cu Biblia. Ia și pe Tozer sau pe Leonara Benhil, dacă e cazul. Și stai cu Dumnezeu, stai în prezența Lui și spune, Doamne, m-am săturat de starea asta, Doamne. Doamne, vreau să fiu real înaintea Ta. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Dă-mi o minte nouă, curățește-mă Tu. Și te uiți la un astfel de om ca Iacob, care s-a luptat cu ungerul Domnului acolo. Și Biblia spune că a început să plângă. Și a început să. Doamne, nu te las, spune, nu mă binecuvântez. Ei, n-a cerut el binecuvântări materiale, că avea prea multe. A cerut aia spirituală. Voia binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la el și zice: Iacob, tu chiar vrei binecuvântarea mea? Îți dau un test. Și apoi te fac patriar și o să umblu cu tine. Care e testul, Doamne? Cum te cheamă? Cum? Cum te cheamă? Vă credeți că a fost ușor? Crezi că a fost o întrebare ușoară? A fost teribilă! Pentru că în urmă cu 20 de ani de zile, când taică că o l -o întrebar, cum te cheamă, o mințit cu nerușinare și o zis, Eu sunt number one! Eu sunt Esau! Eu sunt întâiul născut! Și Dumnezeu se uită la el și zice, 20 de ani de zile ai trăit în, în minciună. 20 de ani de zile ai avut o, o, o fațadă numai, o mască. Și acum tu vrei binecuvântarea mea, tu vrei scurtătură, că plângi, că te rogi, e ok, dar vreau să văd, te pocăiești sau nu te pocăiești? Că altfel nu mai umblu cu tine. Și dintr-o dată omul ăsta cade cu fața la pământ și zice, numele meu este, numele meu este Iacob, înșelătorul. Și când Dumnezeu vede pocăința lui, când vede că se smerește, Domnul îi schimbă identitatea și zice, numele tău nu va mai fi Iacob, numele tău va fi Israel, prințul lui Dumnezeu, cel ce luptă cu Dumnezeu și-a ieșit biruitor. Vrem binecuvântarea lui Dumnezeu? Vrem să umblăm cu Dumnezeu? Frași și sorori, dragi prieteni care suntem aici, trebuie să fie un moment de gradul zero în care să-L spunem, Doamne, aleg să cad cu fața la pământ. Și aleg să umblu, Doamne, să te iau în serios pe Tine, Doamne. Și apoi 300 de ani de zile, 10, 30 de ani, cât o fi în viața asta? Doamne, aleg, Doamne, să umblu cu Tine. Ai avut, o astfel, ai avut un astfel de moment? Ai avut un astfel de moment? în care realmente să te prăbușești înaintea lui Isus Hristos? Mă gândesc la acea femeie samariteancă care parcă l-a luat pe Isus la 11 metri. Iisus zice, dăm să beau. Și zice, nu-ți dau. Cine te crezi tu că ești? Chiar așa zice în Biblie. Cine te crezi tu că ești? Ești mai mare ca părintele nostru Iacov? Cum tu, iudeu, cer mie, bărbat, cer mie femeie? Cum? Ai trecut de toate barierele. Și Iisus Hristos se uită la ea și zice, o femeie, dacă ai ști tu cine-și tu singur ai fi, ai fi cerut. Și eu ți-ar fi dat apă? Apă vie. Femeia să zice, Doamne, dar dăm totdeauna apă asta, dacă e așa apă că nu va fi sete și țâșnește în viața veșnică. Dăm totdeauna asta, ca să nu mai vin până aici. De ce zice Iisus Hristos? Vrei apa asta, care este simbolul Duhului Sfânt? Vrei puterea mea în viața ta? Îți dau un test. A dus bărbatul. Cum? A dus bărbatul. Și dintr-o dată femeia cu gură mare, care l-a luat pe Iisus Hristos așa tare, își pleacă privirea în jos și zice, n-am bărbat. Și Iisus spune, bine zis, că cinci ai avut și cu ești în concubinaj, nu e al tău. Și femeia în loc să, să fie obrasnică, cum a fost la început, că nu e adevărat, nu e adevărat, ai probe video, nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Are gura mică și își pleacă privirea și zice, Doamne, Văd că ești. așa e Doamne, mă bocăiesc. Văd că ești proroc. Și repede săraca schimbă discuția și merge cu închinarea unde trebuie să fie. Hristos și gentleman, înțelege, nu vrea să o umilească. Și Doamne, am auzit că vine Mesia. <coughs> și Isus îi zice, eu cel care vorbesc cu tine. Eu care stau în fața ta, eu sunt acela. În momentul ăla știți ce s-a întâmplat? A izbucnit apa. Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea. Și dintr-o femeie de moravă ușoare, Dumnezeu o face o evanghelistă și printr-o femeie de astea, o cetate întreagă, se întoarce cu fața spre Dumnezeu. Frați și surori, noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, dar trebuie să fie un moment la fântână. Trebuie să fie un moment undeva la peniel. Și s-ar putea, putea, să nu se mai repete. Să nu se mai repete penielul. Să nu se mai repete evenimentul cu fântâna. Și Biblia spune, azi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Azi dacă auzi glasul, nu sunt pietrii inima și spune, Doamne, vreau să fiu real. Doamne, vreau să mă duc acasă, să-mi fac curat, Doamne. Vreau să-mi fac curat, Doamne, în telefon, Doamne. Toată muzica e necreștină, Doamne, care toată săptămâna îmi baună în urechi, Doamne. Vreau să o scot afară, Doamne toate hainele care nu sunt după voia ta. Doamne, vreau să le scot afară, Doamne. Doamne, Dumnezeu, vreau să-mi fac curat în relații, în inima mea. Vreau, Doamne, să fie un moment în care să cad cu fața la pământ înaintea ta. Să spun, ai milă de mine, păcătosul. Și apoi să umblu cu tine în fiecare zi. Slăvi să fie Domnul. Pe epitaful mormântului lui, dacă am putea spune așa, Domnul a putut să spună despre Enoch. Enoch plăcut înaintea mea. Uitați ce a spus Dumnezeu despre un împărat. Ce a putut să spună Dumnezeu despre un împărat? 2 Cronici, capitolul 25, versetul 2, Biblia spune așa, despre amația. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă... Zice stare! Au fost băia buni, mă, da, mă, dar... m au lipsit ceva, Cu o inimă care nu era în totul datelui. Aproape, dar nu. Aproape, dar... Eu lipsi ceva. Eu n-aș vrea ca Dumnezeu să spună despre tine sau să spună despre mine ce a spus despre Amația. Ce vreau ca Dumnezeu să poată să spună acesta e fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Un om care este plăcut înaintea mea. Așa cum a spus despre Isus pe muntele schimbării la față. În dreapta era Moise, reprezentantul legii. În stânga Ilie, reprezentantul prorocilor. Și la mijloc era Hristos, reprezentantul Harului. Toți trei au postit 40 de zile. Și stând acolo, zice Biblia, că Petru a văzut lucrul acesta și a spus, Doamne, e bine să fim aici. Hai să facem trei colibri. Hai să punem harul pe picior de egalitate cu legea și cu prorocii. Și Biblia spune, pe când vorbea așa, parcă Dumnezeu în gelozia lui a rupt cortina cerului și a spus lui Petru, Petre, acesta e fiul meu prea iubit, Hristos, de el să ascultați. Gata cu Moise. Gata cu prorocii. Hristos este revelația mea. El e oglindirea slavei mele. Harul și adevărul a venit prin Hristos. Gata. Lasă-l pe Hristos să strălucească. Și acolo a primit din nou mărturia că este plăcut înaintea Tatălui. Aceeași mărturie a avut-o în ochi. Și asta vreau ca Dumnezeu să poată să spună despre noi. Omul acesta mi-a fost plăcut mie. Să poată să spună Dumnezeu după viața asta, mi-a fost plăcut mie. Seara asta, dacă ești aici, și zici, frate, cred că mi-am fumat viața, mi-am mirosit ani, și nu i-am fost plăcului Dumnezeu. Pur și simplu îmi dau seama că sunt un faliment pe două picioare. Oare mai pot să facă Dumnezeu ceva? Dacă ești aici, ești, desnădă... ești desnădăjduit poate după predica asta și spui, Doamne, n-am fost ca inoc, Doamne. Nu Te-am pus pe primul loc, Doamne. Mi-am pus pe primul loc, Doamne, pruncii și averile lor, Doamne. Mi-am pus, Doamne, businessul Doamne. Am găsit totdeauna scuze dar vreau să mă pocăiesc astăzi. Uite ce promisiune are Dumnezeu. Dacă în seara asta ești aici și vrei să spui Doamne Iisuse, aleg să mă pocăiesc înaintea ta. Uite ce poate să facă Dumnezeu. Ioel capitolul 2 cu versetul 25. Biblia spune așa. Ioel 2 cu 25. Biblia spune așa. Dacă te pocăiești, Israele, și acum ascultați, vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Ielek, Hasil și Gaza, moștirea mea cea mare, pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura, veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocare. Ce, faci, ce face Dumnezeu când cineva se pocăiește? Versetul 25. Voi comprima timpul. Nu voi plăti ani, vă voi răsplăti. Și Dumnezeu va face minuni cu voi. Voi credeți că Dumnezeu poate să facă în viața noastră într-o zi ce noi nu putem să facem într-un miliard de ani? Da sau nu? Israel, dacă te întorci și spui, Doamne, iartă-mă că n-am umblat, m-am plimbat cu tine. Dar, Doamne, vreau să te iau în serios, Doamne. Vreau să iubesc Biblia. Vreau să-l iubesc pe Isus. Vreau să fiu alergic la păcat, Doamne. Vreau să i pun pe primul loc. Israel, dacă te întorci, comprim timpul. Răsplătesc anii ăia. Și ce n-ai putut să faci tu în 50 de ani de zile, Dumnezeu poate să facă într-un an de zile. Crezi lucrul ăsta? Doamne, toată noaptea ne-a trudit, Doamne. Și n-am prins nimic. Noi care știm toate șmecheriile cum să prindem pești. Sunt un faliment, Doamne. Dar, Doamne, la cuvântul Tău voi arunca mrejile. A făcut Hristos minune într-o secundă. Ce n-au putut ei să facă într-o noapte întreagă, da sau nu? Eu cred că Isus Hristos a creat direct pește acolo, că El e Dumnezeu în carne și oase. Cred că Dumnezeu a creat pești direct acolo. Când asculți de Dumnezeu, când te întorci la Dumnezeu, asculți de porunca Lui. Dumnezeu face lucruri extraordinare. Și va face minuni cu tine. Și în seara asta te invit să vii la Domnul Iisus Hristos. Să spui, Doamne, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fi sprijin. Mă spal în sângele divin. O, mielule, eu vin, eu vin. Vreau o nouă viață cu tine. Vreau să-mi fac curat, Doamne, în mintea mea, în inima mea, Doamne. Vreau, Doamne, să mă pocăiesc, Doamne. Și fă minuni cu mine, Doamne. Poate ești aici în relație în care Dumnezeu zice, n-ai voie să fii. Rupe relația aceea. Rupe-o. Poate ești aici și trăiești în concubinaj. În lucruri ascuns. Nimeni nu știe. Și Domnul știe. Și vrei binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu o să ai nicio binecuvântare. Și ce trebuie să faci? Mai întâi pocăință. Să te întorci la Dumnezeu. Te-și rob anumitor lucruri păcătoase, să spui, Doamne, rupe în această seară orice dependență, Doamne, și vreau să umblu curat cu Tine, Doamne. Curățește mintea mea, curățește ochii mei, trup, suflet, du, Doamne, sfințește-mă pe deplin, Doamne, și ajută-mă să fiu real înaintea Ta, lăuda să fie Domnul. Și unde începe umblarea asta? Nu există niciun loc în universul ăsta mai bun. Și este singurul loc în care putem să începem să umblăm cu El. Știți unde? La crucea de la Golgota. Acolo să vii cu păcatele tale. Acolo să recunoști că Dumnezeu l-a robit pe fiul său în locul tău și în locul meu. Ca eu prin credință să devin neprihănirea lui Hristos. Să mă îmbrace Dumnezeu în meritele lui Hristos. Și să apară înaintea Tatălui. Ca unul care n-am păcătuit niciodată. De ce? Pe baza meritelor lui Hristos. Și cu această neprihănire. Să mă duc apoi. Toată viața slăvit să fie numele Domnului. Amin? Amin? Ca acea fetiță care s-a pierdut la un moment dat. Și n-a mai găsit-o nimeni. Și spune istoria că au venit niște polițiști și au găsit undeva într-un parc și s-au uitat la ea și a zis, fetiță, cum te cheamă? Și a zis, nu știu, era mică. Și a zis, dar cum îi cheamă pe părinții tăi? Și a zis, nu știu. Dar zice, da, cam pe unde e casa ta, zice un polițist. Să te știm, duci acasă. Cam pe unde stai? ce pe lângă casa ta? Și fetița a stat un pic pe gânduri și a zis, știu că acolo lângă casa mea îi o cruce mare de tot. Dacă mă duci până la cruce, eu de acolo știu singură să mă duc acasă. Dacă mă duci până la cruce, de acolo știu singură să mă duc acasă. Morala este următoarea. Dacă vrem să ajungem acasă la Domnul, nu există nicio altă cale decât credința și pocăința la picioarele lui Iisus Hristos. Să venim la jertfa lui Hristos să spunem, Doamne, Ăsta sunt, Doamne. Doamne, vreau să încep să umblu cu tine și vreau să-mi îngrop, Doamne, toți Dumnezeii străini. Să-mi îngrop păcatele, Doamne. Să vin, Doamne, cu firea mea pământească și să o răstignesc acolo pe cruce, Doamne. Și apoi să încep să umblu cu tine, Doamne. Și indiferent câți ani mai am de trăit în lumea asta, <coughs> ajută-mă, Doamne, să, să, umblu, Doamne, toată viața asta împreună cu tine. Dacă Enoch a putut să umble cu Dumnezeu 300 de ani, fără să aibă Biblie, fără să aibă atâtea mijloacele harului, spuneți-mi, avem vreo scuză? Avem vreo scuză? Nici una măcar. Mai ales noi, aici, în vestul României, unde avem atâtea mijloacele harului. Gândește-te că te puteai naște în cele șase mii de triburi în care nu există nicio pagină din Nou Testament tradusă. Tu te-ai născut aici și nu, nu tu ai ales locul unde să te naști. Nu ți-ai ales președintele pe vremea cui să te naști. N-ai ales părinții care ai. Dar Dumnezeu a hotărât să te pună în zona asta, să auzi de mic de cuvântul lui Hristos, să te expună la harul lui Dumnezeu, ca să-ți dai viața lui. Astăzi zice Biblia, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Pentru că Dumnezeu ți-a dat un har extraordinar pe care nu tu l-ai ales să te naști aici, în România. Puteai să te naști în oricare altă parte, dar Domnul are plan cu tine. Și acest Dumnezeu te cheamă să te întorci la El, să-ți dai viața lui Iisus Hristos și de azi încolo să spui, în urmă lumea, înaintei Isus. Și înapoi, eu nu voi da. Amin? Hai să ne în picioare. <coughs> Hai să începem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne Dumnezeule, învață-mă să umblu cu Tine, Doamne. Spune, Doamne, întărește picioarele mele slăbănogite. Întărește mâinile mele obosite, Doamne. Ajută-mă să croiesc cără drepte cu picioarele mele. Spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și dacă ești aici și nu ți-ai dat viața lui Iisus Hristos, Roagă-te acolo în inima ta și spune, Doamne, intră în inima mea. Curățește-mă, Doamne, de orice păcat. Te primesc ca Domn și Mântuitor. Fii împăratul meu, fii Domnul meu, Doamne. Atinge-te de inima mea și fă-mă, Doamne, un ucenic al Tău, Doamne, care să merg cu Tine până la capăt. Așa cum stăm în picioare, ne rugăm înaintea Domnului. Și mă rog ca Domnul să ne întărească. Amin.